Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bun găsit, bine ați venit la o nouă ediție de Mind Architect powered by Europa FM. Eu sunt Cătălin Striblea, alături de mine Paul Olteanu. Salutare Paul. Bine salutare bine dragul meu, salutare prieteni. Am zis să continuăm ideea despre uh, război, da, pentru că temerile sunt mari, sigur, tuturor ne este frică, nu suntem cel mai bine cu emoțiile noastre astăzi, ba din potrivă, ar zice că suntem cel mai rău pentru generația noastră, așa cum am trăit vreodată. Și acum, Paul, întrebarea cheie este următoarea. De ce astăzi suntem mai apăsați? Pentru că eu pot să-ți dau exemple în care au mai fost războaie. Uhum. lângă noi și uite, nu mai zic de Irak, că Irakul să zicem că e departe, da? da. Ai avut Crimea ocupată, ai avut trupe rusești în Georgia a uh, ai avut lucruri la care să, să te uiți provinciile alea Luhansk au mai fost ocupate uh, odată, deci au început lucrurile, lucrurile mai demult, știi? Uh, și uh, noi am mai trei chestiunile astea, mm -hmm. am mai văzut și în urmă cu 20 de ani în Serbia, dar acum sentimentul este mult mai profund. Întrebarea e de ce? Aș spune așa, unul e că e mult mai vizibil, Cătălin, e ceva ce vedem de dimineața până seara și la televizor și la radio, e multă comunicare în zona asta. Doi, e o țară întreagă, nu o provincie sau o regiune micuță despre care poate că unii dintre noi n-am auzit nu știu, numele ei până acum nu, nici nu era cunoscut. Și e, iar făcând și contrastul ăsta totuși cu războiul din Irak sau cu criza refugiaților din Siria, unde România era înainte de momentul ăsta cu Ucraina pe locul 2 la emigrări după Siria. Doar că la noi era din cauze interne de ordin politic și de ori din a dezamăgirii oamenilor, nu din cauze militare. Și aici partea interesantă e că am vorbit noi în ultimul episod despre butoanele emoționale sensibile și am vorbit mai ales despre certitudine și autonomie care ne-au fost în ultimii ani și mai ales zilele astea puternic apăsate negativ și acum mai vine unul tot din modelul ăsta scarf propus de David Rock. Familiaritate. Și familiaritatea e un buton cu două tăișuri în contextul ăsta. Ne simțim mai amenințați pentru că ucrainienii sunt vecini cu noi. E toată țara atacată, nu o bucățică din ea. Nu o provincie cu o dezbatere istorică despre a cui e Doi, seamănă fizic cu noi Seamănă cu noi în contrast, de exemplu, cu cei din țările arabe, să spunem Care erau mai greu de creierul nostru Nu vede la fel de multă similaritate când nu semeni cu mine fizic Deci dacă sunt lângă noi, seamănă cu noi, am putea fi noi Și atunci noi empatizăm puternic cu oamenii care seamănă cu noi și sunt lângă noi Exemple aici poți să vezi reacții emoționale și când afli, nu știu, că ești născut în aceeași zi cu cineva sau că ați făcut aceeași școală, sau că, nu știu, sunteți aceeași zodie sau lucruri de felul ăsta, la noi apare o, o, o stare emoțională de conexiune deci, în momentele respective. Bine, da. ah, și tu ești gemen și tu ești cu tare zodie. E, în, în contextul curent cu Ucraina, ce se întâmplă e că noi empatizăm foarte tare cu suferința și cu situația poporului ucrainian, lucru care are o valență pozitivă, vezi, valul de ajutor. Și faptul că, cel puțin pe internet, apare cum că România are foarte multă energie investită în zona asta, suntem mândri de noi, de cum am răspuns. Acum, empatia asta înseamnă, psihologic vorbind, că eu mă încarc în corpul meu, și în psihicul meu, cu stările oamenilor lor. Mă uit la un reportaj în care văd o mamă separată de copil sau văd pe cineva care a fost obligat să părăsească orașul natal că a fost bombardat, mă încarc în situația respectivă cu stările omului eluia. Și, și aici Ata... empatia e o sabie cu două tăișuri. Asta vreau Faptul... să întreb. E de bine sau e de rău? Mie mi-a plăcut uh, foarte tare că nația noastră, majoritatea ei, a fost empatică. Mulți e. oameni au sărit mână de la mână să pună ceva, orice. Noi avem în podcast un episod despre diferența între empatie și compasiune, la care fac trimitere acum în conversația noastră, și anume, empatia e primul pas ca să nu fii indiferent la suferința cuiva. Okay. Altfel, empatia e ce diferențiază oamenii. Funcționali de oamenii care trăiesc psihopatie. Psihopații nu pot trăi empatie față de cei de lângă ei, de asta și au comportamentele, mulți dintre ei, pe care le vedem portretizate în filme, în documentare și așa mai departe. Deci, empatia e bună. Problema e că dacă empatia rămâne doar empatie și nu se transformă în altceva și vorbim imediat în ce, poți să trăiești burnout sau epuizare empatică, în care dacă eu mă uit de dimineața până seara la situația din Ucraina și mă gândesc la asta. Doamne, cum ar trăi oamenii ăia? Cum o fi să spierzi pierzi tot ce ai agonisit peste pe parcursul vieții tale? Cum ar fi să fie separate familii, bărbații care sunt obligați să rămână în țară de soții și copii și așa mai departe? Pot să ajung la epuizare empatică. Mă încarc atât de mult cu emoția acelui popor, pur și simplu pentru că sunt lângă mine, seamănă cu mine de ce am putea fi noi, Mm -hmm. Și ajung la epuizare și încep să iau decizii proaste. Am vorbit noi în episodul trecut că, în momentul în care suntem epuizați psihologic, avem înclinația să gândim simplificat, să ne rigidizăm și așa mai departe. Vezi, de, de pildă, situația și replicile oamenilor care spun: Bă, ce ai, mă grijă de ăia? noi avem probleme mai mari. Adică, da. Moment. A venit exact și reversul medalii. După valul de empatie, a venit partea cealaltă, care a zis: Da, ce aveți? Exact și, în general, asta expresiile astea le vei vedea la oameni care sunt în distres ei înșiși, sunt ei înșiși foarte apăsați de ce trăiesc și ce se întâmplă aici și apare cogniția asta orientată către sine. Noi devenim foarte individuali și egoiști în momentul în care ne simțim epuizați sau amenințați. Păi și atunci ce... Alternativa. Da. Aici e. Exact, asta aș vrea să fie ideea noastră centrală. E cercetare multă care arată că în creier empatia și compasiunea au amprente diferite și diferența între ele e așa. Empatia presupune ca eu să trăiesc în corpul meu stările tale și să pot să simulez în mintea mea cum te simți tu și cum gândești tu. Asta e empatie. Compasiunea presupune să trăiesc în corpul meu stările tale și să fac ceva să-ți ameliorezi suferința. Okay. Empatia e despre I feel you, îți simt durerea și trăiesc și eu cu tine în durerea ta. Și asta poate să ducă la epuizarea de care vorbeam compasiunea e Cătălin, văd că ți-e greu, văd că te doare ceva, simt durerea ta, nu sunt indiferent la ea, hai să vă cum poți să te ajut. Vrei să-ți aduc cu okay. cafea, deci, vrei să fac ceva? Deci cine ajută, culmea, acum mi atrage atenția asupra unor chestiuni pe care le-am văzut pe Facebook la voluntarii care lucrează în diverse zone cu refugiați și care spun că niciodată nu s-au simțit atât de bine ajutându-i pe oameni. Asta și e o explicație neuroștiințifică în sensul ăsta, pentru că empatia se sprijină cu precădere pe ceva numit rețeaua salienți. E o rețea cerebrală care te ajută să simți stările altora, și la, la rețeaua asta participă și structuri subcorticale, uh -huh. adică primitive. E compasiunea presupune că îți circulă dopamină, care e hormonul ăsta al satisfacției și motivației, prin cortexul prefrontal. Adică îți ține ceea ce noi numim călăreț în Mind Architect și în conversațiile noastre funcțional și traduc așa, când manifesti compasiune, îl ajuți și pe cel asupra căreia proiectezi compasiunea ta, vezi voluntarii care ajută refugiații, dar efectul mai puțin cunoscut și foarte benefic pe care tu l-ai observat în practică și noi îl decodificăm acum științific, e că te simți și tu mai bine. Deci dacă vreți să treacă stările astea de frică, de angoasă, de emoții Să treacă, care să le temperăm. Că... Să le temperăm, dacă ele vor fi acumulate tot timpul, dar să exact. le temperăm... Dați o mână de ajutor, adică la modul Empatizați propriu. cu celălalt și după aia, dragilor, transformați empatia în compasiune. Nu doar stați în starea de tristețe, de durere, de apăsare pe care o vedeți la cei afectați, ci faceți ceva să ameliorați. Asta înseamnă, de la lucruri simple, donații de bani ajutor. sau de la găzduire, ajutor, Absolut. implicare, prezență fizică acolo. Îmi explic că astăzi am întâlnit, am întâlnit o tânără tunisiancă, fugită din Harkov, da, care a venit în România, în urma ei a fost rjol, da, tot unde acolo. a fost distrus, au fost prădați și la, la vamă la ieșirea în Ucraina și am găsit-o de nord, ea venind la rândul să-i ajute pe cei de acolo pentru că ea era ceva mai bine și vine zi de zi de zi acolo la Gara de Nord voluntar să-i ajute pe ucrainenii care sunt într-o situație mai proastă decât ei. Asta e. Și a nu sta în starea aia de apăsare care îi firească în perioada asta. Vreau să încheiem conversația din episodul curent spunând că e absolut firesc să trăim frică, să trăim anxietate, trăim totuși un război la granița țării noastre. Dar dacă în momentele alea eu reușesc să, găs să dau sens suferinței mele, Băi, e greu, dar eu în fiecare zi mă trezesc să ajut niște oameni. În momentul ăla modifici relieful neurochimic din propriul sistem nervos, care îți permite mai multă empatie, mai multă compasiune. Practic, te ajuți pe tine ajutându-i pe alții. Și Cătălin, eu cred în încheierea episodului ăstuia că asta e ceva ce ar fi frumos să rămână cu noi, nu doar în vremuri de război. Dacă în, în general, în interacțiunea dintre noi, chit că vorbim de între noi românii sau între noi în general, am putea să practicăm mai multă compasiune, poate n-am mai ajunge la situații de felul ăsta. El este Paul Olteanu, oameni buni, realizează cel mai ascultat podcast din România, mindarchitect.ro, acolo explicațiile sunt mult mai lungi și mai amănunțite pentru cine are plăcerea de a se înțelege pe el însuși sau pe ea însăși sau pe cei din jur. Vă mulțumim tare mult pentru episodul, că ați fost alături de noi și episodul acesta. Paul, spor la treabă să ne auzim. Mulțumesc. Sănătate multă tuturor și liniște. Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.